Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de fric și de asta, sigur, mai țineți de că am discutat, când am discutat? Vineri, despre vacanțe, să se mute vacanțele. Da. Discuția aia de a primit Luca mesaje, bați câmpii, nu știu ce. Am avut liderul de sindicat aici, da. Pregătit. Liderul de sindicat turistic. Să se schimbe vacanțele, să se mute mai în toamnă, să nu mai... Suntem prea săraci ca să avem vacanță ca toată lumea. Da. Că, cam asta e ideea. Se suprapun cu bogații. Ideea prinde puteri, patronii din turism cer acum ca școala să înceapă cât mai târziu, în septembrie. Ministerul Educației a propus 11 septembrie. Dar mai multe asociații patronale din domeniul turismului cer amânarea până pe 18 septembrie. Asta după ce anul trecut școala a început chiar pe 5 septembrie, adică prima zi de luni din lună. Minunea însă n-a ținut decât un an, să revenim la patronatele care vor elevi pe plajă până la mijlocul lui septembrie. E vorba de patronatul Resto Constanța și patronatele Eforia Turistică Mamaia Nord Costine și Tulcea Delta Dunării. Și de ce vor asta? Ei bine, spun patronatele, o săptămână de vacanță suplimentară ar permite copiilor și părinților, dar și cadrelor didactice, să se bucure de vremea frumoasă și de tarif speciale din ofertele Litoralul pentru toți. Sau de zile de vacanță, destinații montane și balneare din România. Asta e. Păi adevăr că eu înțeleg sindicatele din turism, mai ales în turismul de litoral. E foarte greu să faci un business rezonabil ca prețuri, cu numai două luni de sezon pe an, că atâta sunt, iulie și august. Da, mai ciupesc foarte un pic greu. Mai la început, că e buluc lumea de 1 mai. Zile. Și după aia Paște, cam... 3 zile, și dar în principiu cred că acolo sunt costuri mai mari să pornești să închizi la loc. Dar două luni în nasol, că în iunie apa e rece și acum, sincer, sigur, poate că se mai schimbă clima. Dar începând cu 1 septembrie, vremea la mare se mai recește. Și dacă ai ghinion prins niște perioade de alea de ploi, de-ai încurcat-o. Mă rog, pe mine m-au prins când eram la cort. Perioade de ploi. Da, mă, dar să știi că sunt ani... Au trezit adidașii. A fost ani când în septembrie a fost ok la mare. Da. Da. Septembrie, poate era apa ușor mai rece. În ultimii ani, da. Septembrie e 9 august, cumva. Adică da, În iulie a început să fie problematic. Dacă vă aduceți aminte, aproape în fiecare an, în ultimii 2-3, în iulie plouă abundent. Nu numai la noi, și în Bulgaria, și în Grecia, că le-a stricat multor cetățeni vacanțele. Da, luna iunie. Dar dacă zici tu... Ploioasă. Da. Deci eu sunt de acord cu treaba asta. Ești de acord, da? Eu sunt de acord cu treaba asta. Serios că sunt de acord cu treaba asta. Deci domnul Funeriu, fostul ministru al educației. La fel cum ar putea muta și examenele alea de, din iunie, sau când sunt, din iunie-iulie, să le mute mai devreme, că strică copiilor vacanța. Deci domnul Funeriu, fostul ministru al educației, care intră din când în când în direct la noi, ne atrage atenția și nouă și tuturor, că avem unul dintre cele mai scurte, dacă nu cel mai scurt an școlar, din Europa. Lasă, dumne, ce spune domnul Funeriu. Francezii, englezii, nemții și așa mai departe, toți au mai multă școală. Și cu ce ajută? În 12 ani de școală, practic copiii români pierd un an de școală din cauza vacanțelor prea lungi. Și că nu suntem competitivi. Și cum vine vorba de ce, cum facem cu vacanțele, cea mai prima idee este să mai lungim un pic vacanțele. Păi da, oricum nu se mai face școala în iunie. Eu nu le-aș... Tu ai mai văzut pe cineva făcând școală în iunie? Serios, dar de pe vremea noastră. Corect. Voi mai făcea ceva în iunie? Nu, e vrăjeală. E vrăjeală. Eu nu le-aș lungi, le-aș lăsa la fel sau le-aș scurta chiar, dar le-aș pune, ți-am zis, altfel. Adică aș lua vacanță de la 1 septembrie, lejer. Ai 15 august. Să vă zic altă nenorocire. Calendarul anului școlar 2023-2024, deci următorul, are o vacanță de, are propusă o vacanță de primăvară care nu cuprinde nici Paștele Catolic, nici Paștele Ortodox. Mamă, e anticrist. Da, cum s-au gândit? Anticrist. Ia zi-ne, cum vine? Anticrist, mă, nu anticrist. Hrist. Așa, de ce? Pentru că vacanța asta pică, asta este, pică, ea e pusă acum la mijlocul unei perioade de peste o lună distanță între cele două sărbători. Deci o lună distanță între Paștele Catolic și la Ortodox? Da, sunt foarte depărtate la... Dar ce o fi, mă? Cum nu stabili asta? Că și asta e fascinant, că în fiecare an cauți să vezi cum... Stabili mai de mult. Problema vine de la Marea Schismă și de la Consiliul de la Nicea. Acolo a început problema. Așa, dacă câteodată e la o săptămână, uneori se suprapun alte dăți. Asta e o chestie care trebuie discutată cu părinții bisericii catolice. Hai să o fixăm cumva. Eu aș ține două săptămâni între ele, tot pe criteriu de vacanță. Da. Să meargă catolici în vacanță, să ne lase pe noi ortodoxii care suntem mai puțini,
să avem vacanța separe. Da, prea fericite. Dacă ne ascultați, să rămână părinte, avem aici o nemulțumire că prea e varză cu programul. Calendarul ăsta, da. Și să ducem Paștele mai în mai. Vă rugăm, faceți un efort. Păi fii atent, anul ăsta o să fie. Fiți atent, stați puțin. Anul viitor. Vacanța de Paști e propusă să fie între 13 și 21 aprilie 2024. Deci ar mai fi timp să se mai regleze ceva. Prima zi de Paște catolic în 2024 va fi duminică 31 martie. Oho! Da, dar e bine la ortodoxi. Paștele ortodox va pica pe 5 mai 2024. Asta e. Deci să batem în cuie acolo. Stai așa un pic. Diferența acolo... între cele două, 35 de zile. Pe 5 mai se va face punte și cu 1 și 2 mai. Da. De săptămâna aia nu muncește nimeni. Eu zic că dacă tot asta am început cu schimbările, da, să fie așa. Nu. Lasă-mă să termin. 1 mai să fie ziua, zi liberă, că e ziua muncii. Este. 2 mai ziua tineretului să fie zi liberă. Da. Să fixăm Paștele ortodox pe 5 mai. De acum înainte în vecii vecilor, ascultă-mă. Și mutăm și ziua națională pe 10 mai. Că și așa. Sau facem cum au grecii, 2 zile naționale, nu? Da, da, da. Grecii au, cred că, 3. Nu poți să pui Paștele în aceeași zi, că trebuie să fie duminica. 10 mai, bre. A. Nu, păi, dar te spurcă ciula, că le comprim pe toate. Paștele trebuie să fie pe 12 mai. Că așa faci... Păi da, mă, ne pui cu 1 mai în acea săptămână, spurcă ciula asta, zic. Deci nu în loc să ai ciula. Două vacanțe, una singură, da, cu toate sărbătorile băgate acolo. Nu, dar nu poți să te bucuri nu, de ele. Ascultă, păi de asta nu înțelegi, comprimăm. Și dacă avem 1 mai, 5 mai Paștele, punem masomenos, și 10 mai ziua națională, a da doua, să fie și frumos. Face și nu ne gândim la soldații, facă și ei paradă pe soare, pe căldurică, pe ceva. Și în felul ăsta avem între 1 și 12 mai. Așa îmi place, 12. Da, două săptămâni acolo. Altfel vezi și o vacanță. Și dai și vacanța școlară în perioada asta. E vremea bună. Trebuie doar să te organizezi un pic. Să fie un pic de bunăvoință din partea prea fericitului să rezolve problema asta, că asta ne încurcă. Eu înțeleg că e o chestiune de scripturi aici. Da. Dar se poate cu puțină înțelegere și cred că nu s-ar supăra nimeni dacă înțelegeți ce vreau să zic. Așa, da. Așa cum e Crăciunul, de știi că în fiecare an e pe 25, nu, niciodată n-a lipsit. Da. E pe 12 mai Paștele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.